Bogdan Loghin este noul primar al municipiului Rădăuți. Loghin a obținut o victorie la Rădăuți, unde l-a învins pe candidatul PSD Nistor Tătar. Viitorul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a ținut să le mulțumesc rădăuțenilor pentru încrederea acordată la alegerile de duminică. Bogdan Loghin a ținut să mulțumescă și echipei din PNL care a fost alături de el și l-a susținut în această candidatură. Ce mesaj transmiteți după acest vot? Un mesaj de unitate. Le transmit, le mulțumesc foarte mult pentru că au fost alături de noi și cu sufletul, dar și cu votul până la urmă și le promit că în continuare voi fi primarul tuturor rădăuțenilor pentru că Rădăuțul are cu adevărat nevoie de cineva crescut și născut în Rădăuți. Mă voi implica 100% și nu-i voi dezamăgi, iar ușa mea va fi mereu deschisă pentru oricine va avea o problemă. Se rezolvă. Cu Doamne ajută, vă așteptăm. Eu am parcurs toate drumurile din Rădăuți, toate străzile le-am parcurs cu echipa. Am întâlnit oameni cu probleme, oameni care au fost neglijați de-a lungul timpului și cărora le-am promis că voi face tot posibilul să-i ajut. Am recurs la o campanie curată, fără denigrări, fără atacuri și s-a dovedit a fi cartea câștigătoare această metodă, spre deosebire de contracandidați care s-au adunat cu toții împotriva lui Bogdan Loghin în scopul de a ieși Nistor Tătar.